Dragii mei, aș vrea după masa asta să vă duc o meditație. Noi predicatorii numim meditație o predică mai scurtă. Am zis și el la tineret treaba asta, nu mi-a ieșit ieri. Deci tot, tot în 35 de minute am stat, deși am încercat să fiu mai scurt. Sper că în seara asta să-mi să reușesc să fiu puțin mai scurt. Și îmi doresc să, să ne trezim oarecum și să ne gândim fiecare din noi la lucrurile pe care le căutăm, Vedeți, noi trăim și viața pe care o trăim, în viața asta, Dumnezeu ne-a creat cu nevoi. Așa ne-a creat Dumnezeu, să avem nevoi. Și asta e o, o parte integrantă a ființei noastre. Oricât de mult veți căuta să, să vă detașați, să nu aveți nevoie de nimic, nu, nu se poate. Oricât de mult veți încerca să simplificați lucrurile, tot veți fi oameni cu nevoi. Veți avea nevoie de apă, veți avea nevoie de hrană, veți avea nevoie de un adăpost. Și spunea Petre Țuțea, spre exemplu, că dacă iei omului hrana și apa, se va transforma în scurtă vreme într-un animal care le caută. Va lăsa deoparte rațiunea, va lăsa deoparte demnitatea, va lăsa deoparte alte lucruri, le va lăsa deoparte și se va transforma într-un căutător de apă și de hrană. Așa se poate explica cum oameni în diferite contexte ale vieții, spre exemplu, lagările de concentrare sau în alte locuri, au, au apelat la mai știți ce lucruri pentru a se menține în viață. Pentru că omul a fost creat de Dumnezeu cu nevoi. Și nevoile astea trebuie să le acoperim. Este o condiție imperfectă a ceea ce suntem. Suntem într-o continuă alergare spre a obține lucruri care să ne acopere nevoile. De a mergem la muncă, de exemplu. Pentru că credem că vom obține bani și prin banii pe care vom obține vom avea resurse și vom avea lucruri de care avem nevoie, vom obține satisfacție în urma realizărilor pe care le avem. De aia ne căsătorim, că vrem să ne împlinim nevoile din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic. De aia uh, hotărâm să avem copii în familia noastră, pentru că vrem să ne garantăm un viitor fericit vrem să, fim, să avem parte de o viață frumoasă, toate aceste lucruri nu sunt decât încercări de a acoperi nevoile pe care le avem. Nevoile noastre sunt de mai multe feluri și sunt unele care cer un sacrificiu mai mare decât altele. Dar dincolo de toate nevoile noastre, este o nevoie supremă. O nevoie care le întrece pe toate. Și nevoia aceasta este nevoia de Dumnezeu. Celelalte lucruri le poți rezolva. Nevoia asta nu o poți, nu poți suprima altfel decât cu Dumnezeu. N-ai cum. Celelalte lucruri le poți înlocui. Celelalte lucruri pot fi găsite soluții pentru ele. Dar la nevoia asta nu există altă soluție decât Dumnezeu. Spunea prea fericitul Augustin, da, că golul din noi are forma lui Dumnezeu. Și nu-l poate umple nimic. Sunt mulți oameni care cred că dacă vor avea realizări, vor umple golul. Și încearcă și lucrează, devin workaholici, lucrează 16 ore pe zi. Ei s-au angajat lunii 11 luni pe an. Dar crezând că dacă vor avea realizări, vor fi fericiți. Și agonia lor sufletească se va termina. Și nu se termină. Și cei mai mulți sfârșesc prin a fi depresivi. Cu diplomele în mână, cu premiile în mână, nefericiți. Mulți cred că nevoia aceasta poate fi acoperită cu relații. Și sunt oameni care zboară din relație în relație, din relație în relație, crezând că le, vo le va oferi satisfacție și vor fi fericiți. Și nu se întâmplă asta. Pentru că Dumnezeu a sădit în noi această nevoie adâncă, în inima fiecărui om. Și nevoia noastră este nevoia de a fi cu Dumnezeu, de a fi în relație cu El. Omul există pe acest pământ ca să intre în relație cu Dumnezeu. Altfel nu poate fi fericit. Noi credem că fericirea atârnă de lucrurile pe care le avem de multe ori și zicem, da, și, -și eu fericit dacă aș sta într-o casă mai mare dacă aș avea o mașină mai bună, dacă aș avea uh, lucrurile pe care mi le doresc, dacă aș reuși să mă duc în concediile pe care le visez. Și vreau să spun ceva, sunt oameni care le au pe toate și nu sunt fericiți. Lista a miliardarilor care s-au sinucis e foarte lungă. Dacă vreți, google it și veți vedea o listă de nume, de oameni care au avut atâtea resurse că nu le puteau cheltui nici ei, nici pruncilor. De ce? Pentru că Asta e iluzia. Oamenii cred că pot înlocui relația cu Dumnezeu. Nu pot. Și dacă ești nefericit de lucrurile pe care le ai, dacă ești nefericit cu căsnicia pe care o ai, dacă ești nefericit de mai știu ce alte lucruri din viața ta, vreau să spun ceva. Unde trebuie să cauți, nu să înlocuiești lucrurile, ci să verifici relația cu Dumnezeu. Dacă ești în seara asta aici și ești nefericit, nemulțumit, trist, cu nevoia neacoperită, nesatisfăcut, Aș vrea să încerci nu să înlocuiești lucrurile, ci să verifici relația cu Dumnezeu. Oamenii sunt nefericiți când nu sunt în relație cu Dumnezeu și în relația corectă. Chiar dacă recunoaștem sau nu, chiar dacă ne convine sau nu, în fiecare din noi este o sete adâncă după Dumnezeu. O sete pe care uneori o reprimăm și încercăm să o acoperim și să îi dăm altceva, să tacă din gură. V-am spus asta de multe ori și faceți observația asta alături de mine în societatea în care trăiți. Nu știu dacă voi ați observat, dar oamenii din societatea noastră trăiesc cu căștile în urechi. Ați observat asta? Dar nu v-ați gândit niciodată de ce? Pentru că ei fug de ei înșiși. Nu știu dacă vă vi se întâmplă câteodată să vă strige sufletul așa că stați liniștiți. Tipul e așa liniștit în living și stai așa pe fotol, oprești muzica să face liniște și te strigă sufletul. Și vrea să stea de vorbă cu tine. Că noi avem o capacitate uimitoare de a vorbi cu noi înșine fără să fim nebuni. Ascultați-mă bine, asta nu e nebunie. Noi avem capacitatea de la Dumnezeu de a sta de vorbă cu noi înșine. De a sta de vorbă cu sufletele noastre și a vedea, a ne autoanaliza Deși cei mai mulți n au făcut asta de foarte multă vreme. Nu au mai stat de vorbă cu ei. De aia sunt mulți unde îs. E bine din când în când să te așezi pe scaun undeva sau pe o bancă în parc, să faci liniște în tine, să faci liniște în jurul tău și să stai de vorbă cu tine. Avem atâtea expresii ale psalmiștilor, suflete al meu. Da? Îi zice, îi sugerează psalmistul ceva sufletului și sufletul meu, nu fi amărât, ne dăjduiește în Domnul, că căci iarăși îl voi lăuda. Psalmul 42, spre exemplu. Și marea noastră problemă este că atunci când ne strigă sufletul și sufletul nostru iese în afară tânjind după, ce, după ceva, după Dumnezeu, noi reprimăm și dăm altceva în schimb, îl tot înfundăm, doar să a sătura cu lucruri, concedii, mașină, vise, crezând că el o să termine cu căutările. Dar cu toate astea nu termină. Și oricât de mult vei încerca să reprimi, Gândul ăsta nu vei reuși. Și vreau să spun că cei mai uh, ciudați oameni trăiesc o sete după Dumnezeu. v am spus asta cu mult timp în urmă și reiau în, în, în după masa asta. Eu mi-am dat seama că toți oamenii au nevoie de Dumnezeu într-o noapte. Eu am fost de profil și încă în adâncul meu vibrează uh, predicarea de stradă. Acum nu mai pot să fac așa cum mi-aș dori. Dar eu ăsta sunt. Eu dacă mă duc în frizerie, eu mă rog pentru toți din frizerie să termină cu evangelizare. așa îmi place și așa am, simt chemarea de la Domnul să fac asta. Și la un moment dat eram în dubii. Nu știam dacă chiar toți oamenii au setea asta interioară sau nu. Eu am citit în Biblie. Dar mi se confirma că unii oameni mă respingeau și nu reușeam să ajung la sufletul lor și să le predic Evanghelia și mi se părea că unii oameni au inima deschisă, unii oameni și Rezolva și nu mai au nicio problemă, pierdut. Până când într-o noapte am avut o experiență interesantă. V-am povestit-o asta, dar vă repet. Eram în tren și mergeam către București. Și eu am obișnuit să-i spun Dumnezeu, Doamne, scoate un om la care să-i predic Evanghelia. Ori de câte ori plecam în călătorie, rugam pe Dumnezeu să-mi trimită un om, minim un om cu inima gata, la care să-i predic Evanghelia. Și în noaptea aia, până la Cluj, nu a urcat nimeni cu mie în compartiment. Nu mi s-a întâmplat până atunci, Dumnezeu până atunci de fiecare mi-a trimis un om. Și am zis, Doamne, dacă m a trimis pe nimeni, m-a pus să dorm. De obicei, dacă nu urcau până la Cluj, de la Cluj încă nu prea urcau, că cei făceau distanțe mai scurte, mereau ziua, nu noaptea. Asta era un tren de noapte. De la câmpia turzi, următoarea stație, se urcă cu mine în compartiment un tip ciudat. M-a marcat pe viață experiența asta. Era înalt, chel, tatuat. Avem și brațe robuste, un mai eu pe aici o privire de om supărat, mi-a dat bună seara și a așezat vis a -vis de mie. M-am uitat la el. Nu, l-am măsurat așa, din cap până în picioare. Avea o mutră de om supărat, îmbuvnat, nervos. Și m-am gândit, doamne, ăsta e omul? M-a rugat, nu? Asta e omul. Și am început să vorbesc cu el. Și vorbind cu oamenii, am dobândit o anumită experiență în a ajunge la subiect. Și am început să pornesc cu el. Și omul înțeles unde vreau să ajung. Și zice, vorbim despre ce vrei tu, dar nu mă interesează religia. Mă enervează religia. L-am auzit, n-am vrut să-l supăr eu, atunci eram și mai tânăr, și mai slăbuț, mai zis, nu le enervez, mă, mă aflu cu ceva în plus. N-am mai știut ce să zic, m-am blocat. Deci am rămas fără cuvinte, n-am știut cum să mai zic nimic. Și atunci am ieșit din compartiment și mi-aduc aminte perfect noaptea aia și tot ce s-a întâmplat, parcă a fost ieri. Și eram pe coloar, pe hol, acolo în tren și am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, eu tot ce am știut să-i spun acestui om, i-am spus, dacă vrei să-i spui ceva din partea ta, uite, eu stau la dispoziție, dar eu nu știu ce să-i spun. Dacă vrei să-i spui ceva, spune-i tu. Și am intrat înapoi în compartiment și am început să povestesc cu el. Nici astăzi nu știu ce i-am spus. Nu mi-aduc aminte nimic din ce i-am spus, și am vorbit cu el. Nimic nu știu. Știu doar că după vreun sfert de oră de vorbit, muncile la de om se scutura de plâns și plângea. Eu mă uitam la el și eram șocat, nu știam de ce plânge. Să uita la mine și zicea, copile, de unde știi viața mea? De unde știi ce am făcut? De unde știi lucrurile din inima mea? Și domne, domnule, nu vă cunosc. Dar uite, eu m-am rugat pe hol ca Dumnezeu să-mi dea acele cuvinte de care aveți nevoie, pe vreau să-L predic pe Iisus. Și am predicat Evanghelia până dincolo de Brașov. Dar mai mult decât atât am înțeles în noaptea aia că orice om indiferent de cum arată în afară, indiferent de cât de mult și-o reprimat gândul veșniciei și dorința după Dumnezeu, în el gândul există. În el setea există. Și oricât de mult vei încerca să astupi acest gând, nu vei reuși. Și foamea ta după Dumnezeu te va căuta mereu și mereu în cele mai ciudate clipe, când vei fi la petrecere. Mi-aduc aminte de oameni care mi-au zis, eram la petrecere. Și acolo gândul lui Dumnezeu o pornit în mie. Ce cauți aici? Ce vrei aici? Și cel mai a și am plecat. Și de atunci sunt la Dumnezeu. Noaptea, în acolo, între ei care dansau, beau, acolo eu vorbit Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va continua să-ți vorbească și să-ți vorbească. Indiferent ce vei face, setea asta nu se va opri. Sărbătoarea nașterii Domnului ne prezintă un moment. Și ni se prezintă ca un moment în care oamenii au, au găsit ce au căutat. Dacă vă uitați, istoria nașului Hristos cuprinde grupuri de oameni care au, găs, au găsit ce au căutat. L-au găsit pe Mesia. Și vreau să ne uităm la ei și să învățăm de la ei. Și primul grup la care vreau să ne uităm sunt păstorii. Păstorii erau niște oameni foarte simpli. Și astăzi, ciobanii nu sunt doctori în științe, da? Chiar dacă sunt niște oameni cu multă experiență în ceea ce fac. Sunt oameni simpli. Ciobanii erau niște oameni foarte simpli. Și prin natura slujbelor erau călători. Erau nomazi. Ei călătoreau cu turmele. Și Dumnezeu găsește cu cale să le vorbească unor oameni extrem de simpli într-un mod extrem de clar. Și vă rog să observați împreună cu mine. În Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 10 la 20, citesc. Dar îngerul le-a zis, erau toți în noapte, erau adunați în jurul turmei și dintr-o dată apare un înger al lui Dumnezeu care le aduce un mesaj. Le zice așa, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții Haidem să mergem până la Betlem și să vedem Cine ni s-a spus și cine a făcut cunoscut Domnul? S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toșii și ei au auzit sau mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors lăvin și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în mai cum li se spusese. La ei a venit îngerul și le-a dus un mesaj. Că în viața lor se întâmplă o transformare. Și vă rog să observați ce le spune îngerul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un salvator. Un salvator. Și știți ce mă frapează? Oamenii ăștia nu încep să-și numere, stai bun, câți lăsăm la turmă, cât să, cum rezolvăm. Nu, când aud că este un salvator. Știi ce fac? Dau buzna să-l caute. Aș vrea să vă aduc aminte că până la momentul în care Hristos apare pe scena istoriei, au fost cel puțin 400 de ani de tăcere. Dumnezeu n-a vorbit profetic prin nimeni. De la profetul Maleah, ultimul profet al Vechiului Testament, până la apariția lui Ioan Botezătorul și a vremii lui Isus, a fost o vreme de tăcere a lui Dumnezeu. Când oamenii aceștia au auzit un mesaj din partea lui Dumnezeu că a venit salvarea, și ce se întâmplă cu ei? Aleargă să vadă dacă este întocmai cum li se spusese seara. Și știți ce găsesc Păstorii? Ce au căutat? Un Mântuitor. Oamenii simpli, oamenii cei mai de jos, cu educație poate puțină, cu. Uh, statut social destul de precar. În Israel, păstorii nu erau foarte bine văzuți. Erau considerați o, o categorie la margine. Era o categorie de jos, uneori fără credibilitate. Dar oamenii aceștia acceptă mesajul lui Dumnezeu și nu numai că îl acceptă, se duc să caute. Și în nu urma căutărilor se întorc cu bucurie că au găsit ce au căutat. Anume, un mântuitor. Dar mai este o categorie de oameni și hai să ne uităm împreună în Matei, capitolul 2, versetul 1 și 2, spune așa. După ce s-a născut Isus în Betlemul din Iudea, în zilele împăratului Rod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și i-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Acum vreau să vă aduc aminte că răsăritul era considerat sau era localizată regiunea răsăritului Arabia. Din Arabia până la Ierusalim sunt aproximativ 3.000 de kilometri. Cu o cămilă, ca să te duci 3.000 de kilometri, străbă aproximativ o lună de zile. Cam atât trebuie să călătorești. 40 de zile minim. Imaginați-vă la ce risc s-au expus acești oameni traversând deșertul. Vremea aceea drumurile nu erau sigure, nu, nu călătoreai la viteze mari. Erai tâlhari. Și-au riscat viața, și-au riscat bogăția, și-au riscat confortul. N-au călătorit la clasa întâi, ci pe Cămilă. Oricât ar fi de confortabil fotoliul, ăla, totuși până la urmă e, e rudimentar. Au dormit pe unde au apucat. S-au sacrificat știți pentru ce? Pentru că aveau o dorință să se închine unui rege trimis din cer. Asta era dorința lor. Pentru dorința asta au sacrificat viața lor, timpul lor, energia lor. Nu vreau să vă spun cât i-a costat să ajungă și să facă o astfel de expediție. Enorm! Pe lângă risc, i-a costat enorm! Dar pentru că au avut în inimă să-l găsească pe Regele trimis din cer, steaua a însemnat pentru ei semnul că Dumnezeu a trimis un Rege din cer, un Rege special și au considerat că este datoria lor să vină să se închine în fața lui. Și știi ce se întâmplă cu oamenii ăștia care sacrifică așa de mult în căutarea lor? Spune cuvântul Scripturii, versetul 11 și 12, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Oamenii aceștia care și-au dorit să se închine unui rege trimis din cer, l-au găsit. Și căutarea lor, chiar dacă aparent a dus într-o fundătură, că asta e șocant, Dumnezeu le îi provoacă cu steaua aceea miraculoasă care apare pe cer, steaua îi ghidează într-un mod special, se oprește deasupra locului în care era pruncul. Totul e miraculos. Dar știți pe unde duce steaua? Pe la Irod. Șocant. Poate că știi că Dumnezeu într-o fundătură, într-un loc în care riști și viața poate și expediția și sacrificiu. vreau să spun ceva, ca o paranteză aici. Pe căutătorul sincer, Dumnezeu nu-l abandonează niciodată. Dragul meu, poate ești aici l-ai căutat pe Dumnezeu sincer și n-ai avut experiențele pe care le-ai așteptat și din potrivă ai dat din necaz în necaz, din problemă în problemă. Te-ai întors, te-ai apropiat de Dumnezeu, a încercat să-L cauți și s-a stricat mașina și ai pierdut chiria și ai pierdut locul de muncă și toate s-au dus lanț. Și se, de da ce fac aici? Cu cât mă apropii de Dumnezeu, cu atât tot în fundătură mă duc. Vreau să spun ceva. Dacă ești sincer, Dumnezeu nu te abandonează niciodată. Și oamenii sinceri îl găsesc pe Mesia. Căutătorii sinceri îl găsesc pe Mesia. Și oamenii aceștia, veniți din răsărit, au găsit ce au căutat. Au găsit un împărat din cer. Magii au găsit un împărat din cer. Păstorii au găsit un mântuitor de care aveau nevoie. Dar știți de ce l-au găsit? Pentru că l-au căutat. Odată ce au văzut, au îngerii cântând vestea lor, nu s-au mulțumit cu vestea. Cei s-au dus să caute, să vadă dacă e adevărat. Magii nu s-au mulțumit să vadă steaua, nu s-au mulțumit să vadă miracolul și au urmat până l-au găsit. Toți aceia care caută, găsesc. Cine caută, găsește. Cine cere, capătă. Și celui ce bate, îi se deschide. Și ultimul grup de oameni la care vreau să ne referim astăzi sunt ucenicii. În Ioan capitolul 1, în capitolul în care se vorbește despre venirea cuvântului, întruparea lui, găsim un pasaj foarte interesant și spune cuvântul Scripturii, versetul 40 și 41, în felul următor. Unul din cei doi care au zis cuvintele lui Ioan, Ioan declară despre Isus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și unul din oamenii care erau în jurul lui Ioan aud cuvântul acesta despre Isus. și au zis ce zice cuvântul Scripturii. Unul din cei doi care au cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis. Observați și interesant. Ioan, capitolul 1, versetul 41. Noi am găsit pe Mesia. Noi am găsit pe Mesia. Oamenii aceștia din Israel erau într-o căutare, într-o frământare cu privire la viitor. Dumnezeu le-a promis că le va trimite un eliberator. Și când a apărut Ioan pe scena istoriei, au crezut că Ioan este. Dar Ioan le-a zis, nu-s eu, și atunci au rămas în ceață. Și când l-au văzut pe Iisus, Ioan a declarat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și acești oameni care erau în căutare, ce și ce au făcut? Au început să meargă după Iisus. N-a fost nevoie de altceva, n-a fost nevoie de uh, predii suplimentare, n-a fost nevoie de invitații speciale. Când ei au auzit, spune cuvântul Scripturii, Andrei, fratele lui Simon Petru, el cel din tâi, când a auzit vestea, iată mielul lui Dumnezeu, a început să meargă după Isus. Și spune fratelui său, noi am găsit pe Mesia. Aș vrea să fie ăsta refrenul care să-l putem duce cu noi din seara asta fiecare. Dacă vreau să ducem ceva cu noi și să avem în inima noastră un adevăr când plecăm de aici, aș vrea să putem spune toți împreună, noi am găsit pe Mesia. Noi ne-am întâlnit cu regele. Noi ne-am întâlnit cu unsul lui Dumnezeu. Ei au găsit pe Hristos, pe acela care mântuie, unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu care aduce mântuire trei grupuri de oameni. Păstorii care primesc o veste supranaturală, dar nu se mulțumesc cu ea. ci se duc să caute. Și căutarea lor are o finalitate. Îl întâlnesc pe Hristos. Îl văd pe pruncul Isus, mântuitorul. Ajung în preașma Lui. Vedem pe magi care nu s-au mulțumit doar cu o arătare departe, cu o stea miraculoasă, ci au început căutarea. Și au ajuns până la Mesia, la împăratul trimis din cer. Și sucenicii, care aveau o căutare, așteptau ceva, aveau o sete interioară. Și când au auzit mesajul lui Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, n-au mai așteptat invitații suplimentare și au început să-l urmeze. Au început să-l urmeze. Vreau să te întreb în seara asta, tu ce vei găsi de aceste sărbători? Vei găsi mâncare și băutură. Vei găsi întâlniri cu cei dragi. Timp petrecut împreună, poate uh, vă veți juca împreună, veți avea un timp fine, veți discuta. Doamne, ajută-ne să nu bârfim când ne întâlnim. Amin. Să declarăm război bârfei total. Amin. Dacă nu poți să spui bun despre cineva, nu spune nimic, tași din gură. Doamne, ajută-ne. Amin. Doamne, ajută-ne! Știți că atunci când v-ați făcut membra ai bisericii, ați declarat război bârfei. Amin! Doamne, ajută-ne! Ce vei găsi? Vei găsi doar mâncare? Vei găsi uh, băuturi speciale? Vei găsi întâlniri cu cei dragi? Vei găsi momente de bucurie, de râset? Ce vei găsi de aceste sărbători? Oamenii despre care am vorbit, sărbătoarea venirii lui Hristos în lume, îi vorba despre niște oameni care au, au găsit ce au căutat. L-au găsit pe Hristos. Eu nu spun că lucrurile celelalte zrele nu sunt bune și mulțumim lui Dumnezeu că le avem. Dar tu ce vei găsi? Doar atât? Doar atât? Doar cu atât vei rămâne? Doar cu un moment în care vei mânca curcan? sarmale sau mai știu și alte lucruri, doar atât să fie, doar atât. Un moment în care stăm împreună și ne bucurăm de prezența unii altora, doar atât. Și vreau să te întreb în final, tu ce cauți? Pentru că toți, istoria nașterii lui Hristos ne arată că fiecare găsește ce caută. Cine îl caută pe Mesia, îl găsește. Cine caută alte lucruri, Irod l-a căutat pe Mesia, dar să-l omoare. Știți că nu l-a găsit? Au omorât mii de copii, sute de copii, și nu l-a găsit. A căutat, a încercat, a trimis Iscode, a chemat scribi înțelepți să-l găsească și nu l-a găsit. Pentru că fiecare găsește ce caută. Ăsta e principiul lui Dumnezeu din Scriptură. Cine caută, găsește. Și ce cauți? aia vei găsi. Te întreb în seara asta, tu ce cauți de aceste sărbători? Mă veți căuta, zice Dumnezeu, și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Vei căuta din nou lucrurile care acoperă nevoile efemere și vei acoperi nevoia sufletului din nou Sărbătoarea nașterii Domnului iubiții mei este despre a hrăni sufletul, nu trupul. Este de a, de a acoperi nevoile sufletului. Nu uita pe Dumnezeu, îl găsesc doar cei ce îl caută. Și vreau să închei copil la Domnului Isus. Spune în Luca, în capitolul 12, că în timp ce predica Domnul Isus, o trezit un om din mulțime, Iisus predica despre împărăție, despre lucrurile privitoare la viitor și unul se ridică, ce Doamne, zi la frate meu să împartă moștenirea cu mine. Crezând că dacă îl dă pe față public, Domnul o să se simtă obligat să rezolve problema. Și ce spune Hristos? Cine m-a pus pe mie împărțitor peste voi? Și dă o pildă Domnul Hristos și vreau să vă citesc. Și zice așa. Țarina unui om bogat rodise mult și se gândea în sine, și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, Chiar noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, tot așa este și cu cel ce-și adună comor pentru el. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Omul ăsta avea o problemă. Și problema lui nu era una exterioară. Din punct de vedere economic și-a rezolvat toate problemele. N-avea nicio problemă. Avea așa de mult că nu mai avea nevoie de nimic. Dar cu toate că problema fizică, a nevoilor fizice era rezolvată, problema sufletului nu era. Și sufletul lui era într-o foame continuă. Și omul ăsta și ce zice? Suflete al meu, ea încearcă să te saturi cu ce am adunat eu. Cu greu, cu lucruri, cu bunătățile mele. Numai că sufletul nostru se poate sătura cu asta. Oricât de mult vei hrăni trupul, sufletul nu se va sătura. Sufletul are nevoie de altceva. Și spune cuvântul Scripturii că omul ăsta, în loc să spună sufletului, pentru că mi-am rezolvat problema financiară, acum e vremea să mă dedic ție, Doamne, să te caut. Am tot, mulțumesc, Doamne, am unde să stau, am ce să mănânc, sunt într-o perioadă de liniște, nu lucrez, uite, am timp să mă dedic ție. Și în loc să zică asta omul ăsta, și ce face? își lipește sufletul de pământ și îl adâncește tot mai mult și mai mult. Suflete mănâncă bea, veselește-te. Uită! Uită de problema ta și va fi bine! Și Dumnezeu îi zice, om nebun. Și nebun în Scriptură nu înseamnă om fără minte, fără facultăți mentale, ci om care ignoră existența lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, nebunule, în noaptea asta ți se cere înapoi sufletul. Și tot ce ai făcut material, ale cui vor fi. Aș vrea să te provoc să înțelegi în după masa asta că sufletul tău e prioritar. Că degeaba ești realizat din punct de vedere economic de plin. Degeaba ai toate lucrurile și te bucuri de toate din belșug. Dacă sufletul tău e flămând, dacă sufletul tău e gol, ești un om pierdut. Că dacă te vei întâlni cu Dumnezeu în starea asta, ești un om pierdut. Și un om pierdut. Așa, ja seara asta să te provoc să cauți ceea ce împlinește. Să-l cauți pe Hristos. Să-l cauți pe Hristos. Spune în Ioan, în capitolul 6, Domnul zice: Cine mă mănâncă pe mine, nu mai flămânzește niciodată. Cine se umple de Hristos, se satură. Cine se umple de Hristos, este satisfăcut. Cine intră în relație cu Dumnezeu, omul căruia Dumnezeu iartă păcatele și îl primește înaintea lui, omul care are acces liber înaintea lui Dumnezeu, omul ăla, nu mai are nevoie de nimic pentru a fi fericit. Ci relația cu Dumnezeu este suficientă. Aș vrea să te întreb în final, tu ce cauze sărbătorile astea? Ce te preocupat până astăzi? Ce te preocupă în planurile pe care le ai pentru ziua de marți și miercuri? Să te neci în a de mâncare, să fii apoi prea obosit să te mai bucuri de timpul efectiv, că asta e de obicei problema noastră. Începem, în casa pe dos, curat, bucătărie, când ai terminat de vie să pici. În ziua, nu vine numai cauți un pat, nu mai vrei să mai chef de nimeni. Și ratezi tot! Ratezi tot! N-ai vrea să facem o convenție în zilele astea. Spui, Doamne, vreau să te caut pe tine. Vreau să mai pun un timp deoparte pentru tine. Poate reuși să te rogi o jumătate de oră pe zi împreună cu noi anul ăsta. Ne vrea să mai pui o jumătate de zi, o jumătate de oră în zilele astea. Spui, Doamne, vreau să te caut suplimentar. Vreau să mai pun ceva. Poate ai stat în scriptură o jumătate de oră pe zi. Ne vrea să mai pui o jumătate de oră. Spui, Doamne, oricum am un timp. Vreau să te caut. Poate ai avut părtășie cu familia o dată pe săptămână. N-ai vrea să mai pui o seară în săptămână asta. Spui, Doamne, te caut. Vreau să-mi umplu sufletul de tine. Iubitul meu, secretul, antidotul pentru nefericirea ta, pentru lipsa ta de satisfacție, nu este să schimbi lucrurile, mediu, oamenii din jurul tău, ci să începi o relație cu Dumnezeu. Să începi să repar relația cu Dumnezeu. Spuneam de dimineață și repet în seara asta, acum la încheiere. Nu e o soluție să fugi. Nu e o soluție să te ascunzi. Să zici, Doamne, uh, lasă că rezolvăm și să tot fugi, să tot fugi. Nu ajută. De cele mai multe ori, oamenii care fug de Dumnezeu sfârșesc prin a se adânci în păcat. Nu cunosc niciun om care, depărtându-se de Dumnezeu, să fie mai bine. Niciunul nu cunosc. Voi cunoașteți? Am văzut în viața mea oameni care au luat o pauză de la Dumnezeu. După ce i-am revăzut, erau mai rău, mai legați, mai prinși. Să nu cumva să crezi că dacă vei fugi, lucrurile se vor rezolva. Timpul nu rezolvă nimic. Ceea ce rezolvă este întoarcerea cu pocăință. În relație cu Dumnezeu, timpul nu rezolvă nimic. Ci astăzi rezolvă. Astăzi. Așa vrea de sărbătorile astea să cauți ceea ce merită, adică să-L găsești pe Mesia. Așa de mult mi-ar place să aud de la voi în săptămâna asta, duminică când ne vom revedea, că L-ai găsit pe Mesia în săptămâna asta. Că El ți-a umplut inima de bucurie. Că ai stat în cu Domnul și ai simțit lucruri noi, ai simțit că e lângă tine, că îți vorbește. Că ai avut parte de experiențe proaspete în prezența lui Dumnezeu, că ai simțit că e lângă tine și mângâierea lui ți-a umplut inima. Asta își să aud. Asta mi-ar place să știu despre noi. Că îl găsim pe Mesia. Că celelalte lucruri nu satisfac. Păstorii l-au găsit. Magii l-au găsit. Ucenicii l-au găsit. Oare nu îl vom găsi? Mă veți căuta, zice Dumnezeu, și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Te întreb acum la final, este căutarea lui Dumnezeu din inima ta, din toată inima ta? Este setea asta interioară, o sete profundă pe care ți-o asumi? Spune, Doamne, vreau să te găsesc cu orice preț. Știi de ce nu-L găsești pe Dumnezeu? Că nu L-ai căutat încă cu adevărat. Foarte mulți oameni uh, îți nemulțumiți și zic, o, oh, dar nu L-am găsit pe Dumnezeu, uite, eu m-am rugat și Dumnezeu nu mi-a răspuns. Prietene, până n-ai stat să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima, nu plânge că nu L-ai găsit. Relația cu Dumnezeu este cea mai, cel mai de preț lucru pe care are omul pe lumea asta. Și lucrurile de preț costă. Să nu cumva să crezi că prin, uh, printr-un gest de două minute stând pe genunchi, Dumnezeu repară toate lunile tale de nerugat. Nu! Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, fii perseverent. Și când Dumnezeu vede la tine că e toată inima, vreau să -ți spun și Dumnezeu se coboară la tine și îți vorbește. Și Dumnezeu ți se descoperă și te mângâie, și te înviorează și îți dă puteri noi și îți dă răspunsuri. Și Dumnezeu face mai mult decât tu poți să-ți imaginezi, pentru că Dumnezeu vrea să ți se descopere. Dar nu poate face decât atunci când prețuiești descoperirea Lui. Dumnezeu se descoperă celor ce prețuiesc descoperirea Lui. Și a prețui descoperirea Lui Dumnezeu înseamnă să o cauți cu toată inima, cu fome, cu sete, cu perseverență. Facă Domnul ca zilele astea să fie zile ale căutării. Și cine caută, găsește. Celui ce bate, îi se deschide. Cine cere, capătă. Și voi care sunteți răi, spunea Domnul Iisus în continuare, știți să dați darul bune copiilor voștri. Cu atât mai mult, Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să finalizăm, să încheiem în seara asta cu acest gând. Doamne, lasă-te descoperit, lasă-te găsit de noi. Vrem să te găsim. Haideți să ne rugăm împreună. I mean.